Ciprian Perciu. Partida de astăzi va fi arbitrată de o brigadă condusă de Andrei Baciu din Bogoșani, ajutat la cruce de Andrei Alexandru Roman din Bucurea și Lucian Condovan din Iași, rezervă fiind faina OMCOR din București. Vremea este ideală pentru fotbal astăzi, dar chiar acum cerul este senin, sunt 23 de grade în termometre, terenul se prezintă în condiții excelente.
Începe imnul al doilea. Bună ziua, doamnelor și domnilor, de la Chiajna vă spunem în transmisie directă pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube al clubului gazdă, al clubului nostru, Concordia Chiajna. Vă salută Dan Marinache și vă invită, începând cu ora 11, la unul dintre cele mai interesante meciuri ale acestei etape a doua a ligii a doua, etapa secundă a ligii a doua, cu Concordia Chiajna, echipa noastră în postură de favorită după primul rezultat, o victorie cu 3-0 la Miercurea Ciuc contra gazdelor de la Csíkszereda. A fost un rezultat deosebit pe care l-a obținut echipa lui Eric Linkar, condus din acest sezon de Eric Linkar. Linkar l-a înlocuit pe Eugen Trică la conducerea tehnică a echipei noastre. Deci o victorie la Miercurea Ciuc, fără dubii. Andreas Burcea on fire, două goluri, dublă pentru tânărul de numai 18 ani din efectivul Concordiei. Golul 3 mai cat de Laurențiu Corbu și el o noutate în lotul din acest sezon. I-am numit pe doi dintre combatanții de la ora 11 în această partidă. Haideți să trecem în revistă formațiile care se vor înfrunta astăzi. Concordia Chiajna într-un 4-2-3-1 gândit de Eric Linkar în poartă. Denis Oncescu, linia de fond, Laurențiu Corbu, Denis Ispas, Gabriel Tamaș și Florin Achim, doi oameni ca mijlocași central, Romario Pirea și Dorin Codrea, trei jucători ofensivi, Cosmin Tucaliuc, Adrian Popa și Andreas Burcea în spatele vârfului, Adrian Bălan. Rezervele echipei noastre sunt pentru postul de portar Mihai Ciontoș, jucător de câmp Alexandru Stănică, Gerson Ghimaraeș, Paul Bălburescu, Giovanni Ghimfu și Alexandru Dulca, Silviu Pană, Mediop Ndiaye și Alexandru Pop, capitanul echipei Dorin Codrea. Aceasta a fost distribuția gândită de Eli Linkar, aflat la conducerea tehnică a Concordiei din acest sezon. De partea cealaltă, oaspeții din Alexandria, 11 format Iosif Cristică în poartă, capitanul echipei. Jucători de câmp Alexandru Nicola, Ștefan Cană, Petre Simon, Cosmin Costea, Eduard Sârbu, Mihai Nițescu, Ovidiu Horșia, Mihai Gâdea, Vladimir Georgescu și Robert Jerdea. Rezervele echipei oaspete sunt pentru postul de portar Ianoș Brânză, jucători de câmp Robert Lupoaica, Florin Cioablă, Cosmin Neagu, Mihai Stancu, Marius Neicu, Ionuț Voicu, Sabin Iacapfi și Ciprian Perju. Iată cele două echipe intrând în teren în acest moment. Se fac ultimele pregătiri înainte de ora 11, ora de începere a acestei partide. Reamintesc, etapa a doua, Liga a doua, liderul Concordia Chiajna contra unei echipe noi promovate, CSM Alexandria. Ne avem la centru cei trei arbitri astăzi, vor conduce partida o brigadă. Astăzi va conduce partida o brigadă condusă de Andrei Baciu din Botoșani, ajutat la tușe de Andrei Alexandru Roman și Iulian Andrei Alexandru Roman din Târgu Neamț și Iulian Contofan din Iași.
rezervă fiind Mihai Laurențiu Ene din București. E un moment în care cele două echipe fac ultimele mișcări de încălzire, partida se anunță interesantă. Am discutat înainte acestui meci cu președintele Cristian Tănase, care evident își dorește o victorie pentru astăzi și un parcurs cât mai bun. Spera dumnealui ca lucrurile să funcționeze ca la Miercurea Ciuc pentru echipa antrenată de Eric Lincar. De partea cealaltă, Alexandria, o echipă cu ambiții mai, o echipă care a pus probleme importante la Deci. Etapa trecută au pierdut în 90+5, deci ultimul minut al prelungirilor, un gol marcat de Chira pentru Deci, care a făcut ca Alexandria să plece fără niciun punct din Ardeal. Ne pregătim de începutul partidei. E un moment în care arbitrul Baciu își pregătește cronometru și cu siguranță va da startul partidei. Cosmin Tucaliuc, un fotbalist împrumutat de Far aici la Chiajna, care a reușit să promoveze cu Petrolul în urmă cu două sezoane. Am auzit fluierul lui Baciu și iată o minge de la Tucaliuc pentru Romario Pireș. Resping oaspeții în direcția lui Gabi Tamaș, care nu dă semne că s-ar grăbi să reia partida. Din nou Tamaș a fost de la corbul la Tamaș, acum ispas pentru Achim, destul de lent ritmul în care au început această partidă gazdele din Chiajna. Se pregătește meticulos o construcție care pornește de la Romario Pireș, merge către Adrian Popa, acum Tucaliuc, a fost rovit corbul, arbitrul Baciu nu a dictat însă fault. E un moment în care oaspeții continuă atacul, intervine capitanul Codrea, nu a fost ispas cel care a interceptat, i-a pasat ispas lui Oncescu, însă jocul este oprit pentru că Laurențiu Corbu acuză o lovitură. E un moment în care Corbu este la pământ, arbitrul Baciu îi oferă primele, practic îi pune prime întrebări. Staful medical al celor de la Concordia îi dă o mână de ajutor lui Corbu să-și revină, se interesează și Bălan de situația lui Corbu. Iată arbitrul Baciu într-un dialog și cu capitanul Codrea și veteranul Adi Pop, a venit în această vară de la CSA Steaua la Chiajna. Iată o opțiune pe care Adi Pop a mai avut-o în cariera sa, practic traseul său. În momentul în care a explodat, a pornit de aici, de la Concordia Chiajna, a continuat la Steaua. Acum arbitrul Baciu se pregătește să reia partida. Mingea este la portarul Uncescu, un portar tânăr. Doi jucători foarte tineri, Denis Oncescu, născut în 2004, și Andreas Burcea, născut 2005, în efectivul gândit de Eric Lincar pentru această partidă. Minge în apropierea careului celor de la Alexandria. Reușește Cosmin Tucaliuc să obțină o lovitură liberă. Prima fază care se anunță periculoasă la poarta capitanului Cristică. Încearcă Cristică să-și dirigeze defensiva, să-și pregătească apărarea pentru o eventuală fază periculoasă pe care ar putea o crea această lovitură liberă pe care se pregătește să o execute Cosmin Tucaliuc. Au trecut deja primele 3 minute ale acestei partide. Tucaliuc în apropierea mingii, lovitură liberă de la 20 de metri, 20-25 de metri, lateral dreapta, centrarea lui Tucaliuc, la un pas se intervine Cristică, l-au devansat însă apărătorii și au salvat o situație care putea deveni periculoasă. Acum Corbu o pasă până la Oncescu,
avansează ușor, ușor și cei de la Alexandria, un pic mai curajos. Jerdea și Simon sunt cei mai avansați jucătorii ai echipei antrenate de Ștefan Odoroabă, fostul echipier al Petrolului, acum out pentru Alexandria. S-a vrut pentru Simon, Jerdea avansează, destul de periculos, însă a fost deposedat de Denis Ispas de la Nițescu în direcția atacului pe partea stângă, în flancul stâng a fost o minge gândită pentru jucătorul cu numărul 14, Horșia, însă până la urmă mingea a ieșit în afara terenului de joc și va fi repunerea din colțul careului de 6 metri. E minutul 5, Denis Oncescu își pregătește degajarea, 0-0 între Concordia Chiajna și CSM Alexandria. N-au fost însă faze periculoase, este un meci la care asistă, zic eu, aproximativ 1000 de spectatori, sunt spectatori și din Alexandria, o galerie inimoasă, s-a vrut de la Tamaș pentru Ispas, un pic lungă această pasă, Ispas a fost atent și a recepționat, acum din nou de la Tamaș pentru Romario Pireș, oameni cu experiență în distribuția celor de la Chiajna. Adi Popa contrat, însă a încercat o acțiune pe lângă Nicola, Nicola nu s-a dat bătut, a fost dificil pentru veteranul Adi Popa să-l depășească pe Nicola. Alexandria s-a blocat bine în apărare în fața forții lui Cristică. Corbu va încerca o aruncare lungă, cred, nu? Este până la urmă în direcția lui Tamaș. Din nou de la Tamaș pentru Corbu. Horșia îl blochează. Atacul Chiajnei n-a fost suficient de coerent. Din nou de la Tamaș pentru Oncescu. Deocamdată Alexandria pare să ofere un joc de așteptare care va fi probabil ajutat de eventuale contraatacuri. Meticulos se așează această fază a echipei noastre de la Corbu pentru Ispas. Încearcă Ispas, o minge lungă în direcția lui Adi Popa. Adi Popa pentru Codrea, acum Corbu, n-a recepționat Corbu această minge. Odoroabă încearcă să-și dirigeze jucătorii. O minge pe care Nicola o trimite în direcția lui Simon. Gambi Tamaș este primul la minge. Resping și cei de la Alexandria, trimis în afară terenului. Costea se rea această construcție în trei, acest triunghi de pase între Tamaș, Romario Pireș și Spas. De la Ispas a vrut pentru Achim, Tucaliuc a încercat o deviere pentru Burcea, Andreas Burcea, plasat în flancul stâng al atacului Concordiei Chiajna în partida de astăzi. Deocamdată intrăm în minutul 8, 0-0 fără faze periculoase. Achim îl devazează pe jucătorul cu numărul 20, Mihai Gâdea. Va fi o intervenție și la Metropola TV, postul care oferă detalii despre partidele Ligii a doua în fiecare sâmbătă dimineață. Alo? Salut? Da? Aici între Concordia Chiajna și CSM Alexandria, să trecem în revistă repede cele două echipe, gazdele cu Oncescu, Corbu, Ispas, Tamaș, Achim, Romario Pireș, Codrea, Tucaliuc, Adi Popa, Urcea și Bălan, de partea cealaltă Alexandria cu Cristică, Nicola Cană, Simon, Costea, Sârbu, Nițescu, Horșia, Gâdea.
Georgescu și Jerdea, cei doi antrenori, Eric Lincar la gazde, Ștefan Odoroabă la oaspeți. Arbitrul partidei de astăzi este Andrei Baciu din Botoșani, ajutat la dușe de Andrei Alexandru Roman din Târgu Neamț, Iulian Codofan din Iași, rezervă fiind gata o față periculoasă. Acum Andreas Burcea, un șut peste poarta lui Cristică, a fost primul șut la poartă în această dimineață, l-a trimis tânărul Andreas Burcea, cel care a marcat două goluri la Miercurea Ciuc pentru Concordia. Rămâne în continuare 0-0, amicate minutul 10 aici la Chiajna. Am spus totuși 1000, poate m-am înșelat, dar cred totuși că sunt câteva sute, cred că 5-600 de spectatori sunt prezenți în această dimineață la Chiajna. Mulțumesc. Am revenit în transmisie directă după informațiile pe care le-am oferit postului Metropola TV, cel care fiecare sâmbătă dimineață este atât de prezent lângă Liga a doua din România. Au trecut primele 10 minute din această partidă, Concordia Chiajna, CSM Alexandria 0-0, a fost prima ocazie în minutul 9. În minutul 9, practic între prima ocazie semnată de Andreas Burcea, un șut al lui Burcea de la marginea careului care a trecut peste poarta lui Cristică. Rămâne în atac echipa noastră de la Achim pentru Burcea, acționează Burcea din nou pentru Achim, a fost o acțiune în flancul stâng, rămâne acum Adi Popa într-o poziție atât de cunoscută, cea pe care a făcut istorie la Steaua în meciurile de cupe europene. Adi Popa acționează de obicei în partea dreaptă, acum s-a mutat în partea stângă. Este Corbu cel care va repune mingea în joc pentru Concordia Chiajna, de la Corbu pentru Adi Popa. Să vedem ce va obține veteranul Concordiei. Deocamdată mingea a fost degajată, a fost Nicola cel care a degajat, Gabi Tamaș atent și suntem în minutul 12 aici la Chiajna, 0-0. Un singur șut la poartă, cel tras de Andreas Burcea, minutul 9, intercepția lui Horșia pentru Mihai Nițescu, avansează periculos cei de la Alexandria. Simon în posesie mingii și iată vine primul șut pe poartă, reține Denis Oncescu, acțiune curajoasă a oaspeților. Simon, după pas a lui Nițescu, o intercepție a lui Horșa și n-au fost probleme, dar deja Alexandria și-a arătat și intenții ofensive. Rămâne 0-0, încet, încet meciul devine antrenat. Începutul a fost totuși destul de liniștit. Combina acum din nou cei de la Chiajna, e traseul obișnuit de la Denis Spas pentru Gabi Tamaș. O încercare de minge lungă a lui Tamaș pentru Bălan, o luptă pe care până la urmă apărarea, o minge pe care apărarea Alexandru o ține departe de poarta lui Cristică. A acționat foarte bine acolo Vladimir Georgescu ca fundaș central și a reușit să-l blocheze pe Bălan. Au început bine prin construcție cei de la Alexandria, a urmat o minge care s-a vrut pentru Simon, Gabi Tamaș a anticipat bine, a lăsat să cadă mingea și i-a intrat în posesia portarului Oncescu. Acum de la Tamaș pentru Corbu, Ispas. Din nou aceeași așezare meticuloasă de la Ispas pentru Achim. Pireș cere mingea, nu avansează deocamdată fotbaliștii echipei noastre. Adi Popa încearcă o rupere de rim, combină cu Corbu, frumoasă combinația de la Codrea pentru Romario Pireș, nu are însă cea mai bună continuare Romario Pireș, nici
opțiunile nu erau foarte, foarte multe. Ispas lung pentru, pentru Bălan, bună diagonala de la Bălan pentru Adi Popa. Ce nume aici la Chiajna. Și iată, în cele din urmă, centrarea lui Adi Popa nu este recepționată de Achim și până la urmă pericolul este îndepărtat. Ispas încearcă o minge aruncată în care lui Cristică nu reușește acest, acest lucru. Tucaliu, combinație cu Romario Pireș, s-a apărat bine Nițescu și încercare de contraatac a celor de la Alexandria, un contraatac care se liniștește, mingea este păstrată. La 20 de metri de poarta lui Cristică s-a încercat o minge lungă, Codrea a fost atent, până la urmă un joc destul de inexact. La centrul terenului au câștigat de cauză cei de la Alexandria, Nițescu acum la minge. A fost foltat unul dintre jucătorii lui Ștefan Odoroavă, pe care îl vedem foarte prezent în ceea ce înseamnă a da indicații pentru fotbaliștii săi. Este un meci în care Alexandria își propune obiective îndrăznețe în fața liderului Concordia Chiajna. Până la urmă Adi Popa procedează sportiv și le trimite mingea celor de la Alexandria. Costea a început partida, bună intercepția lui Achim. Încearcă Achim să pătrundă, este blocat însă de același Costea. Continuat Codrea, n-a fost foarte inspirat nici el. Mingea la Nițescu acum, încearcă Nițescu o pasă lungă, n-a fost însă inspirat Nițescu. Este acum Denis Ispas pentru Gabi Tamaș. Coboară Romario Pires să preia mingea, care merge totuși în lateral de la corpul pentru Adi Popa. Luptă, vitejește Adi Popa cu trei adversari. Corbul nu reușește să-l depășească pe Costea și n-au reușit să avanseze jucătorii echipei noastre. Acum din nou Adi Popa destul de prezent în acest început de partidă. Ne apropiem de minutul 17. Ispas a încercat pentru Achim, bate vântul destul de tare aici la Chiajna. Burcea încearcă să-l depășească pe Costea, rămâne mingea la Tucaliuc în apropierea careului de 16 metri. Nițescu a fost deposedat de Tucaliuc, un duel al foștilor petroliști câștigat de jucătorul împrumutat de Rafaru Costanța, Cosmin Tucaliuc. Iată Adi Popa pentru Corbu, avansează Corbu, e un moment în care Burcea primește în interiorul careului o intervenție la care Nicola acuză un fault. S-a tăvălit zadarnic însă apărătorul Alexandriei. Aut din apropierea careului, Adi Popa pentru o aruncare lungă. Oamenii înalți din echipa noastră, Adi Bălan, cât pacis să încerce un șut. Achim a fost însă devansat de jucătorii Alexandriei. Din nou o construcție meticuloasă care începe de la Tucaliuc, merge la Gabi Tamaș, de la Tamaș pentru Adi Popa, accelerează Adi Popa. Romario Pireș n-a fost însă din nou inspirat. O minge lungă a lui Ispas, care îl găsește pe Burcea, l-ar fi găsit pe Burcea, dar a fost foarte prezent Eduard Sârbo în lateral dreapta și l-a demansat pe jucătorul Concordiei, pe golcheterul, putem să-i spunem și așa, Andreas Burcea, cel care a reușit să puncteze de două ori în partida de la Csíkszereda. Acum de la Romario Pires pentru Ispas, Achim. Din nou Ispas pentru Romario Pireș, triunghiul care funcționează în centrul construcției celor de la Chiajna. Frumoasă combinația între Tucaliuc și Adi Popa, pare că va încerca un șut, Tucaliuc, Adi Popa este cel care șutează, însă Cristică este la post. A fost un șut cu piciorul stâng după o frumoasă combinație între Adi Popa și Tucaliuc, portarul oaspeților. Cristică, capitanul Alexandriei, a fost atent și a păstrat
egalul 0-0 fără gol deocamdată. Primul șut pe poarta lui Cristica al Concordiei Chiajna vine în acest minut 19 și are semnătura lui Adi Popa. De la Costea s-a încercat către Nicola, Corbu a fost atent, din nou Adi Popa foarte prezent, Adi Popa încearcă să pătrundă, duelul său cu Horșia este câștigat de veteranul Concordiei, se redresează Horșia și acum iată o intervenție de manual a lui Gabi Tamaș. Ce frumos a reușit Gabi Tamaș să-l deposedeze pe Simon, un tackling cu care Gabi Tamaș era obișnuit în Premier League la West Bromwich. Execuțiile sale au rămas la fel de precise. Acum de la ispas pentru Romario Pires, din nou Tamaș în centru, acum Pires un pic în lateral, se desface atacul către Adi Popa. Cred că aici va fi principala zona de unde vor veni pericolele către partea lui Cristica și într-adevăr am văzut cum a încheiat faza Laurențiu Corbu. Frumoasă devierea până la urmă și Corbu a încercat un șut, s-a trecut pe lângă partea lui Cristica. Cele două galerii susțin echipele de astăzi. Bun pressing-ul lui Bălan, Costea rezolvă, nicio șansă pentru Nițescu, Mihai Nițescu, fostul petrolist, în duelul său cu doi veterani, Romario Pire și Gabi Tamaș, nu i-au lăsat nicio șansă lui Nițescu, avansează acum ispas către Burcea, însă din nou Sârbu atent, un joc bun al lui Sârbu, acum Burcea faultează și arbitrul Baciu este obligat să arate fault pentru Alexandria. Intrăm în minutul 21, deci ne apropiem de jumătatea primei reprize, o primă parte a acestui meci, zic eu, dominată de echipa noastră, Concordia Chiajna, Adi Popa destul de prezent, apărarea Alexandria a fost totuși destul de precisă, nu a cedat niciunui asalt, oaspeții din Alexandria și-au făcut simțită prezența și la poartă la institutul lui Simon pentru Oncescu. Acum din nou Gabi Tamaș pentru ispas, capitanul Codrea la centru, Romario Pires în lateral pentru Achim, Baciu lasă bine, lege avantajului, Bălan încearcă o deviere pentru Adi Popa, însă e o zonă în care e prezent doar Nicola. Cu destul de multă greutate au scos mingea din zona periculoasă cedei la Alexandria. Acum sunt în situația de a declanșa un contraatac, însă Jerdea este imediat înconjurat de oameni importanți de la mijlocul terenului ai Concordiei Chiajna, respectiv Romario Pires și Dorin Codrea, și mingea se întoarce către unul dintre fundași. S-a încercat o minge lungă către Horșia, n-a recepționat această minge Horșia. Și acum de la Corbu pentru Tamaș, a ajuns mingea la ispas, acum Achim în lateral stânga. Nu au cel mai bun ritm atacurile Concordiei. De la Gabi Tamaș pentru Pires, îl întâmpină Nițescu. Adi Popa încearcă o combinație cu Corbu. Nicola intervine regulamentar, consideră arbitru Baciu. Acum Costea la un pas de a fi deposedat, este deposedat, n-a reușit Codrea, a reușit-o Corbu, de la Corbu pentru Tucaliuc. Destul de multe inexactități, din nou Corbu, să vedem ce va inventa Adi Popa, a încercat o depășire pe lângă Horșia, nu a reușit și out pentru Chiajna. E un moment în care se oferă pauza de hidratare, jumătate reprizei, 0-0 între Concordia Chiajna și CSM Alexandria. Chiajna, o echipă insistentă în această primă parte a primei reprize, șuturi către poarta lui Cristica, au încercat Burcea, Adi Popa și Corbu. De partea cealaltă, Alexandria, o apărare care s-a dorit ermetică și încercări timide de contraatac purtate mai ales
de vârful Petre Simon, jucător care a tras și primul șut spre poarta lui Oncescu. Practic primul șut al partidei trimis către spre poartă, pe poartă, pe spațiul porții, este al lui Simon, după cum spuneau. A urmat răspunsul gazelor, Concordia a replicat prin Adi Popa și prin șuturile necadrate ale lui Burcea și Corbu. Deocamdată 0-0. Echilibru fără gol în această dimineață la Chiajna. Ritmul nu este nici el foarte, foarte intens. Probabil că odată cu trecerea timpului, în momentul în care vom avansa către finalul partidei, lucrurile se vor schimba. Va fi aruncare de la margine pentru Concordia. Veteranul Adi Popa, unul dintre jucătorii nou veniți la Chiajna, dacă ar fi să-i numim pe cei nou veniți din primul 11 folosit de Eric Lincoln. Ei sunt destul de mulți. Un șut al lui Ispas, bară transversală, ce reușește Ispas, ce șut Denis Ispas, la un pas de a deschide scorul, senzațional aici la Chiajna, minutul 25. Denis Ispas practic l-a spulberat pe Cristică și numai bala transversală a făcut ca rezultatul să rămână 0-0, șansă de a deschide scorul pentru echipa lui Eric Lincar, cu un șut pe care îl vezi doar în campionatele de top. A reușit de multe ori la Ucluj Denis Ispas astfel de execuții, deci n-ar trebui să remire, dar șutul pe care l-a tras în urmă cu câteva secunde practic merită toate laudele. Ghinion pentru Chiajna, rămâne 0-0. Acum de la Nițescu pentru Costea. Corbu e atent, pressingul funcționează pentru Chiajna. Adi Popa îl blochează pe Nițescu și Chiajna pare să potolească acel asalt care a debutat cu șutul senzațional al lui Denis Ispas, urmărit apoi de Adrian Bălan, care nici el n-a încercat să găsească plasa porții. Vorbeam de oamenii pe care Chiajna, oamenii noi pe care Concordia Chiajna i-a adus odată cu venirea lui Eric Lincar, practic din distribuția de sezonul trecut. Mai sunt în teren acum Gabi Tamaș, capitanul Codrea și tânărul Andreas Burcea. Deci practic trei jucători, o încercare de pasă pentru Bălan. Acum Tuca Liuc încearcă să recentreze în careu. Nu a reușit să prindă mingea în suprafața de joc, deci doar trei jucători din vechea distribuție. S-au schimbat radical lucrurile aici la Chiajna odată cu venirea lui Eric Lincar. Deja echipa a produs acel rezultat și el foarte important, victorie la Miercurea Ciuc 3-0. Gabi Tamaș, același exemplu în fața lui Nițescu, nicio șansă pentru fostul petrolist. Aud pentru Alexandria, de la Nicola se încearcă pentru Simon, din nou Nițescu, Horșia, o angajare pentru în care a fost Mihai Gâdea, un jucător cel important venit de la CFR Cluj în această vară la Alexandria, probabil pentru minutele pe care le poate avea în teren. Frumoasă execuția tehnică a lui Horșia, care a reușit să păstreze balonul în fața lui Tucaliuc. Costea a încercat un șut, au blocat însă gazele. Acum jocul s-a mutat oarecum surprinzător în jumătatea de teren a echipei noastre. Codrea este la un pas de intercepție, o aruncare de la margine pe care o va executa Sârbu, Eduard Sârbu.
pentru Nițescu, atac destul de curajos al oaspeților, din nou Costea interceptează Bălan de la Codrea pentru Burcea, șansă de contraatac pentru Concordia, excelență, descurcă Burcea, Adi Popa liber în partea dreaptă, Burcea nu-i pasează, în sfârșit destul de târziu vine pasa și șutul lui Adi Popa este totuși peste poartă, poate și Burcea trebuia să acționeze mai repede, să-i paseze veteranului, fostului veteran de la Steaua și acesta să șuteze mai repede spre poarta lui Cristică. Ne apropiem de minutul 30, rămâne în continuare echilibru fără gol aici la Chiajna între Concordia și CSM Alexandria. Burcea, o intercepție bună, Adrian Bălan se demarcă Tucariuc, să vedem ce soluție va reuși Bălan, o pasă pentru Codrea, șutul lui Burcea, a încercat o execuție pretențioasă, Andreas Burcea. E remarcabil curajul cu care acționează Andreas Burcea, golgheterul la zi al echipei lui Eric Lin, care reamintesc Burcea a marcat de două ori la Miercurea Ciuc, a încercat și acum un șut plasat, însă execuția sa a trecut departe de poarta lui Cristică. Acum încercarea de minge lungă, nu are cum să câștige vreodată vreo minge acolo Simon în fața lui Gabi Tamaș sau a lui Denis Ispas. Corbu din nou pentru Tamaș, nu știu totuși dacă este cea mai potrivită alegere ofensivă, de la Tamaș pentru Adi Popa, un traseu care altădată funcționa și la echipa națională, oameni importanți veniți la Chiajna, aduși de la Universitatea Cluj de Eric Lincar, ne-a numit pe Vinicius Pas, pe Romario Pireș, am spus și de Adi Popa, Corbu și el, un jucător important în Liga 1, care a trecut și prin campionatul Scoției, Tuca Liuc, omul cu o promovare la Petrolul și cu practic formarea la Academia Hagi. Din nou Tamaș pentru Simon, nicio șansă pentru Simon, duela lui Tiucalu cu Jerdea, protejează bine Jerdea și va fi din nou aruncare de la margine pentru Alexandria. Nicola este acum la minge, încearcă pentru Simon, foarte bine Corbu, Jerdea n-a fost deloc precis, o minge lungă în direcția lui Adrian Bălan, s-a apărat bine Alexandria, Costea a fost și el atent, Horșia faultează acum, îl faultează pe Corbu și cere Corbu un avertisment pentru Horșia, e un duel în care de obicei Horșia a faultat, n-a reușit să-l blocheze fără fault pe fostul dinamovist. Din nou de la Gabi Tamaș pentru Corbu. Meticulos a cezat din nou acest atac al echipei noastre în direcția lui Ispas, a încercat o minge lungă Ispas, pe cât de reușit a fost șutul din urmă cu câteva minute, pe atât de nereușit a fost această minge lungă. Alexandria nu dă semne că s-ar putea grăbi, rămâne 0-0. Am trecut deja de prima treime a meciului, 33 de minute, o minge lungă a lui Costea, Codrea este și el în zona lui Gabi Tamaș, deci nicio șansă pentru Simon. Avansează Corbu acum, a fost blocat de Horșia. Rămâne mingea în terenul oaspeților. Acum Corbu îi pasează lui Gabi Tamaș, probabil de la Tamaș pentru Ispas. Este Achim din nou la minge. Achim încearcă pentru Tucaliuc, o combinație pe care Jerdea o intuiește. Nițescu încearcă la centrul terenului pentru Nicola.
Avansează Nicolae în duel cu Corbu, încearcă un artificiu tehnic, însă Gabi Tamaș nu lasă loc de discuții și trimite în afara terenului. Este un moment care se întâmplă destul de rar, cel în care Alexandria este în terenul echipei noastre. Acum Simon în lateral, Tamaș respinge în corner, o încercare de centrare pe care Oncescu n-a mai reușit să o blocheze. A fost o deviere a lui Tamaș și până la urmă va fi primul corner pentru Alexandria în această partidă. Oaspeții conduși de Ștefanu Doroabă au avansat către poarta lui Oncescu și Nițescu se pregătește să execute această lovitură de colț de la Nițescu pentru Gâdea. Concentrarea lui Gâdea care e blocată de Tucaliuc. De neînțeles ce au făcut cei de la Alexandria și evident Tucaliuc nu reușește decât, adică Gâdea nu reușește decât să declanșeze un contraatac periculos. Burcea spre poartă, șansa de gol a lui Burcea, însă Cristică îl blochează pe Andreas Burcea, care pornise ca din tun către poarta oaspeților. Bălan îi reproșează lui Andreas Burcea că nu i-a pasat. A fost o situație în care Burcea a intuit că poate rămâne singur cu portarul, a fost însă blocat de Cristică, a ieșit curajos. Ați văzut ce s-a întâmplat din acel corner pe care Alexandria l-a tratat cu atâta ușurință. Adi Popa, vigilios în careu, o centrare spre care se îndreaptă Burcea, de la Burcea la Kim. Lucrurile parcă s-au mai potolit, avansează foarte bine Adi Popa, crease superioritate, Dorin Codrea, un șut nereușit, a încercat să încheie faza capitanul echipei noastre. Până la urmă suntem în minutul 35, 0-0 între Concordia Chiajna și CSM Alexandria. Un jucător de la Alexandria este accidentat, primește îngrijiri Ovidiu Horșia. A fost o fază și cât de periculos s-a încheiat totul pentru Alexandria, o fază care a debutat cu acel corner executat de Nițescu, a cerut mingea Gâdea, rezolvarea lui Gâdea a fost lamentabilă, până la urmă s-a declanșat acel contraatac, Burcea a simțit spațiu avansat, însă a fost blocat de Cristică, a fost o șansă de 1-0 pentru Concordia Chiajna, rămâne însă echilibru. Alexandria a păstrat acest 0-0 cu care a început partida, e minutul 36, Horșa este scos în afara terenului și mingea este repusă, Jerdea însă nu reușește să o recepționeze, acum Tucaliuc, se spate Tucaliuc, însă nu are cea mai bună continuare la această fază, revine Horșa în teren, din nou egalitate numerică, intrăm în minutul 36, 0-0 Concordia Chiajna, CSM Alexandria. A scăpat mingea în afara terenului, Achim va fi din nou out pentru Alexandria. Lucrurile parcă s-au potolit la poarta capitanului Cristică și echipa lui Ștefanu Doroabă are șansa să avanseze din nou către poarta lui Oncescu. Acum Sârbu acționează în flancul drept. Sârbu este urmărit de Romario Pireș. O intervenție prin alunecare a lui Pireș, care blochează această minge la mare distanță de poarta lui Oncescu. Este totuși în lateral dreapta. O partidă influențată un pic și de vânt. Rămân în zona lateral dreapta cei de la Alexandria. O centrare în care nu recepționează Simon și mă va avea din nou intervenție la această Metropola TV, la postul care transmite meciurile de Liga 2. Da. Da, te aud. Da,
să știi că totuși Chiajna a avut două mari șanse de a deschide scorul. A fost întâi șutul absolut senzațional al lui Denis Ispas, o torpilă trimisă de la aproximativ 40 de metri, care practic a spulberat totul în cale, inclusiv brațul portarului Cristică, s-a detonat în transversala porții oaspeților. A fost această situație semnată Denis Ispas. Acum câteva minute, totuși o nouă situație pentru Concordia Chiajna. Burcea, tânărul Burcea, omul cu golurile la Miercurea Ciuc, a reușit un contraatac foarte foarte rapid. A scăpat singur cu portarul Cristică, însă nu l-a învins pe capitanul Alexandriei. Rămâne 0-0 între Chiajna și Alexandria. Da, absolut. Rezultatul pare ca, cum să spun, arată o Concordia mai bună în deplasare, dar sunt sigur că mai ales spectatorii prezenți astăzi speră ca Concordia să repete cel puțin, dacă nu scorul, măcar rezultatul, respectiv victoria de etapa trecută. E minutul 40 aici la Chiajna, între Concordia Chiajna și Alexandria. Este echilibru fără gol, 0-0 între cele două echipe. O acțiune a Concordiei care s-a dorit a fi încheiată cu o centrare în direcția lui Adrian Bălan. A fost până la urmă o infracțiune acolo. Încearcă cei de la Alexandria prin Jerdea să pună în pericol la poarta lui Ioncescu de la Tamaș, care a intervenit din nou foarte bine către Adi Popa, un duel pe care Adi Popa nu reușește să-l câștige în fața fundașului central Vladimir Georgescu. Acum Codrea în duel cu Costea și Nicola. Scapă mingea în afara terenului. Capitanul Chiajnei aud pentru oaspeții de la Alexandria. Nicola este cel care este chemat să execute această aruncare de la Nicola pentru Costea, Horșea pentru Nițescu. Romario Pireș intervine agresiv, dar eficient. Adi Popa într-o discuție cu tușierul după duelul cu Nicola. S-a semnalizat fault. Alexandria are șansa din nou să beneficieze de un respiro atacurile celor de la Chiajna, au fost oprite de această lovitură liberă. Este portarul Cristică cel care va executa. Am trecut de minutul 41 aici la Chiajna. Este din nou, este la fel 0-0 ca în momentul în care arbitrul Andrei Baciu a fuierat debutul acestei partide. Aruncare de la margine pentru Alexandria. Alexandria a reușit să potolească parcă elanul ofensiv al echipei noastre. Băieții lui Eric Lincar încheie parcă destul de liniștit această repriză. Avansează Jerdea către poarta lui Ioncescu. Un șut fără țintă care se duce în afara terenului și va fi aruncare de la margine. Corbu este cel care se pregătește să execute. Tamaș lung în direcția lui Adi Popa. Tucaliuc încearcă să păstreze mingea pentru Chiajna. Nicola este atent până la urmă. Până la urmă va fi o lovitură liberă pe care arbitrul Baciu oferă tot oaspeților noștri. Mihai Nițescu, fostul petrolist, în apropierea mingii, să vedem ce soluție va alege Mihai Nițescu. Evident, o minge lungă într-un careu în care acționează Tama și Spas și este și Oncescu. Ratează intervenția Oncescu. Însă Chiajna
A scăpat cu fața curată, acum de la Gâdea pentru Cristică. Bun jocul de picior, totuși o minge trimisă într-o zonă fără nicio adresă de către Cristică. Aruncare de la margine acum pentru echipa noastră. S-a vrut de la Denis Ispas pentru Achim, o pasă destul de lejer, nici Gâdea nu este foarte inspirat. Romario Pireș contra Gâdea, a câștigat jucătorul echipei noastre. E un duel care s-ar fi putut produce într-un Ucluj, CFR Cluj, Liga 1, din nou de la Tamaș pentru Corbu. Corbu pentru Tucaliuc, avansează Tucaliuc urmărit de Costea, bună centrarea, Cristică este însă atent și rămâne 0-0. O acțiune ofensivă care s-a încheiat, din păcate pentru echipa noastră, în brațele portarului Cristică. Capitanul Alexandrii degajează puternic Cristică, încearcă Costea să câștige un duel cu Denis Ispas, acusă o lovitură în piept fundașul echipei noastre. Acum din nou o combinație între fundaș și central, Ispas. A fost o pasă un pic superficială a lui Gabi Tamaș. Iată ce face Simon. E ceva greu de crezut. Simon, un tip nu foarte puternic fizic, a reușit să îl împingă pe Gabi Tamaș. Să vedem minutele de prelungire a acestei partide, care se îndreaptă către finalul primei reprize. Din nou atac gândit meticulos de băieții noștri de la Chim pentru Ispas. Romario Pireș acum pentru Adi Popa. Vor fi 3 minute de prelungire în această repriză. Degajează oaspeții și rămâne 0-0. Cu minimum 3 minute. Vor fi prelungiri, 3 minute arătate de arbitrul Mihai Laurențiene. O minge lungă a lui Gabi Tamaș, în care oaspeților a survolat această minge zona porții lui Cristică, însă până la urmă portarul și capitanul Alexandrei a păstrat egalul. E 0-0 în continuare între Concordia Chiajna și CSM Alexandria. Ispas câștigă duelul său cu Simon Gâdea, faultat de Achim, și cred va fi primul cartonaș galben al acestei partide arătat lui Florin Achim. Primul cartonaș galben al acestei partide este acordat în prelungirile primei reprize jucătorului nostru numărul 3, Florin Achim. A fost o lovitură liberă pentru oaspeții din Alexandria, executat periculos. Nițescu a încercat să trimită cu capul către poarta lui Ioncescu, cei de la Alexandria. Acum Costea, urmărit de Burcea, se descurcă bine Codrea. Andreas Burcea, în duelul său cu Mihai Nițescu, stă bine pe teren, anticipează Mihai Nițescu și câștigă această minge pentru Alexandria. De la Georgescu pentru Nicola Simon, acum un moment de posesie al oaspeților, încercare de angajare a lui Jerdea, însă Denis Ispas răspunde cu această minge lungă către Adrian Bălan,
Pătrunde în careu Adrian Bălan, o pasă pentru Ispas în careu, a încercat să vină ca element surpriză în careul Alexandriei. Denis Ispas este fluier final al acestei prime reprize după 45 de minute. Concordia Chiajna și CSM Alexandria sunt la egalitate 0-0.
Am revenit în transmisie direct aici la Chiajna, au fost făcute câte două schimbări în ambele echipe. La echipa noastră au fost trimiși în teren Silviu Pană și Paul Pârvulescu, au ieșit Florin Achim și Dorin Codrea, de partea cealaltă înlocuiți au fost înlocuiți Ovidiu Horșia și Mihai Gâdea. Gata. Vom fi din nou într-o corespondență pentru Metropola TV, postul de televiziune care oferă informații importante de la partidele Ligii a doua în fiecare weekend. Da. Da, este în continuare echilibru fără gol. Acum Alexandria este în preajma careului Ioncescu, a fost o lovitură liberă, până la urmă totul s-a dus în corner. Mihai Nițescu, fostul petrolist, trimite în careu, s-a încercat o lovitură de cap, au respins până la urmă apărătorii Chiajnei. Acum Ioncescu curajos boxează, dar minge la Costea, respinge Gabi Tamaș și iată un cartonaș galben pe care îl primește Costea de la Alexandria pentru o intervenție la Di Popa. Câte două schimbări în fiecare echipă. La gazde, la Chiajna, au intrat Silviu Pană și Paul Pârvulescu, au ieșit Florin Achim și Dorin Codrea, de partea cealaltă la Alexandria, înlocuiți Horșia și Gâdea în teren, Perjiu și Iacapfi. Deci, un început parcă mai antrenant de repriză, încet, încet lucrurile par, odată cu trecerea timpului, să avanseze către un final, zicem noi, dramatic, o greșeală a lui Denis Ispas. Acum Simon, frumoasă execuție și este 1-0 pentru Alexandria. Alexandria dă lovitura aici la Chiajna în minutul 51. Frumoasă, a fost o greșeală a lui Denis Ispas, a profitat Petre Simon, o fentă scurtă, un șut plasat în poarta lui Oncescu și este 1-0 pentru echipa lui Ștefano Doroaba, care dă lovitura. Practic este primul gol marcat de Alexandria în această ediție de campionat. L-am surprins în direct. Ah,
În minutul 51, echipa oaspete a reușit deschiderea scorului, a reușit-o jucătorul cu numărul 21, Petre Simon. Concordia Chiajna 0, CSM Alexandria 1. Între timp a fost avertizat cu cartonaș galben un jucător al oaspeților, este vorba de Cosmin Costea. A fost răspuns al echipei noastre, Concordia Chiajna, o lovitură de colț, cât va ci să fie din nou un contraatac periculos. E 1-0 pentru Alexandria, a fost o greșeală a lui Denis Ispas, din păcate pentru echipa noastră, sancționată de Petre Simon, frumoasă acțiunea atacantului de la Alexandria într-un duel 1-1 cu Gabi Tamaș, o execuție plăcută ochiului și până la urmă 1-0 pentru oaspeții din Alexandria. Atacurile sunt la poarta lui Cristică, unul după altul se succed cu repeziciune. Practic, băieții noștri, elevii lui Eric Lincar, au replicat imediat. Adi Popa, timp este suficient, aruncă o centrare, Pireș, un șut al lui Pireș, care însă este blocat. Reluăm acest atac de la Gabi Tamaș pentru Adi Popa. Încearcă Adi Popa o acțiune în partea dreaptă. Nicola se redresează, din nou Pireș. Jocul este efectiv în jumătatea oaspeților. Pârvulescu, frumos șutul, Pârvu. Un șut blocat, pe care o devire pe care Pârvu n-a reușit să o recepționeze. Frumos driblingul lui Pârvu, avansează în careu. Nu, Corbu a fost, îmi cer scuze. Corbu a fost cel care a avansat. Pârvulescu, omul cu șutul. Pârvu a încercat, Pârvu, cer scuze, Corbu a încercat centrarea, o neregularitate, a fost din nou faultat Corbu. Și este avertizat marcatorul golului Petre Simon, acum în minutul 54 al acestei partide. Încă un cartonaș galben pentru echipa oaspete, a fost avertizat jucătorul cu numărul 21, marcatorul golului Petre Simon. Lovitură liberă pentru echipa noastră, bate foarte bine Silviu Pană și Burcea în apropierea careului, n-a reușit să trimită către poartă. Romariu Pire centrează, atac important al echipei noastre și lovit Gabi Tamaș. Este o intervenție asupra lui Tamaș, pe care arbitru o sancționează cu cartonaș galben. Cel avertizat este Sabin Iacapfi. A fost acordat. E deschis? Păi da, mă, deschis. A fost acordat încă un cartonaș galben pentru echipa oaspete, avertizat jucătorul cu numărul 18, Sabin Iacapfi. E o lovitură liberă pe care se pregătește să o execute Adrian Bălan. Pentru echipa noastră sunt mai mulți jucători în apropierea balonului, foarte periculos. Se anunță acest moment, Silviu Pană, Denis Ispas, Adrian Bălan, chiar și Tucaliuc. Nu, Tucaliuc s-a îndepărtat. Cred că Bălan va fi cel care va executa în poartă, capitanul Cristică, Iosif Cristică, pentru Alexandria. Bălan, bună execuția! Cristică, atent, respinge și totul se termină cu bine pentru Alexandria, însă atacul continuă. Nicola protejează acum, dar am crezut că
va fi corner la această intervenție a lui Tucaliuc. Este minutul 57, Alexandria conduce aici la Chiajna, 1-0 contra Concordiei, gol marcat minutul 51 de jucătorul cu numărul 21, Simon Petre. Cristică decajează Cristică în direcția lui Nicola, un carambol la care Gabi Tamaș rezistă, iată Nicola pregătiți ceva glume pentru această partidă, una nereușită, zic eu. Acum atac al oaspeților care se încheie lamentabil. Nicola se ține de șoții, nu reușește să obțină nimic pentru echipa sa. Până urmă un marcaj bun pe care îl face Ciprian Perju. Atac al echipei noastre, Denis Ispas, blocat însă de Jerdea și iată ce reușește Jerdea, frumoasă acțiunea lui Jerdea, însă Tucaliuc anticipează ceea ce se pregătea să facă Jerdea, care nu a reușit să iasă din acel blocaj al adversarilor. E atac al Concordiei cu o intervenție a lui Iacapi, jucătorul care a fost avertizat. Pune multă pasiune în ceea ce face pe teren Sabin Iacapi. Bună minge în careu de viere, Adi Pop acum pentru Pireș. Și o execuție a lui Pireș care, din păcate, trece peste poarta lui Iosif Cristică. În continuare 1-0 pentru Alexandria. Intră minutul 59. Alexandria a venit cu ambiții mari, fani deplasați din orașul de reședință către stadionul Concordia în această dimineață. Acum Georgescu pentru Nicola, o intervenție a lui Gabi Tamaș. Nicola n-are nicio șansă. Adi Popa pentru Tucaliuc, bună lansarea lui Bălan pentru Adi Popa. Adi Popa lung, rezolvă însă bine sârbu. Era Andreas Burcea la pândă și iată ocaziile se răzbună după o primă repriză cu ocazii importante pentru Concordia Chiajna, șutul lui Denis Ispas în transversală, senzațional acea execuție. Apoi contraatacul lui Andreas Burcea încheiat cu intervenția bună a lui Cristică și în continuare ca desfășurare surpriză Simon Petre marchează pentru Alexandria. Gabi Tamaș, frumoasă lovitură de cap a lui Gabi Tamaș, norocos Cristică la această fază, era totuși pe față portarul Alexandriei. Rămâne în continuare 1-0 pentru oaspeții conduși de Ștefanu Doroabă, venit să dea lovitura de la Costea în direcția lui Nicola. Luptă Nicola cu Corbu, un duel pe care îl câștigă jucătorul Alexandriei. Acum o minge lungă către Iacapi, nu reușește o deviere importantă, dar totuși păstrează mingea în atac pentru Alexandria. Jerdea în duel cu Romario Pireș și va fi doar out de poartă. S-a apărat bine veteranul brazilian Romario Pireș, venit în această vară de la Ucluj împreună cu Eric Lincar și Denis Ispas să ajute această echipă, nouă echipă a Concordiei Chiajna în lupta pentru promovare. Acum Oncescu, după o discuție cu Gabi Tamaș, va trimite lung, să vedem cât de lung poate Oncescu, poate suficient de lung pentru Adrian Bălan, devierea lui Bălan către Tucaliuc fără adresă, însă acum se lansează Georgescu, bun sprintul lui Georgescu, Adi Popa îl urmărește, o zonă de flanc stâng unde acționează parcă Alexandria cu multă insistență. Acum Silviu Pană pentru Adrian Bălan, potolește Bălan parcă un pic această fază, avansează Adi Popa, încearcă Adi Popa din nou pentru Silviu Pană, Adi Popa din nou, ocazie periculoasă, Tucaliuc resping cei de la Alexandria, un șut
un pic bâlbâit, Cosmin Tucaliuc. Intrăm în minutul 62 al acestei partide și Alexandria conduce cu 1-0 aici la Chiajna. Silviu Pană este cel care se pregătește să execute această lovitură de colț. Oamenii înalți a echipei noastre, Tamaș, Ispas, Adi Bălan sunt în care o amenință poarta lui Cristică. Silviu Pană, o execuție deviată însă de apărarea celor din Alexandria. Burcea este busculat, o intervenție a lui Nicola care primește și el cartonaș galben. Un nou cartonaș galben pentru echipa oaspete. A fost avertizat jucătorul cu numărul 22, Alexandru Nicola. O lovitură liberă care se anunță periculoasă. 20 de metri de poarta lui Cristică. Gabi Tamaș a așezat balonul. Să vedem ce soluție va alege fotbalistul de 39 de ani al Concordii Chiajna. Șuta lui Gabi Tamaș, zidul rezistă și va fi doar out. Șutul nu era neapărat puternic cât plasat. O centrare a lui Tamaș și se acordă corner. Apărătorii Alexandriei îl protejează bine pe Cristică. Se anunță o avalanșă de atacuri la poarta Alexandriei, pentru că evident 1-0 pentru Alexandria nu este un rezultat, 1-0 pentru oaspeți nu este un rezultat care să îi mulțumească pe băieții lui Eli Glincar. O nouă centrare respinsă. Adi Popa este cel care a trimis în careu, dar parcă și-a pierdut inspirația și veteranul Adi Popa. Frumoasă lansarea pentru Silviu Pană. Ce ocazie are Silviu Pană. Cristică, un erou pentru Alexandria. Păstrează diferența, păstrează 1-0, acest atât de fragil 1-0 pentru Alexandria, pe care Cristică, căpitanul, reușește să-l salveze în acest duel 1-1 în fața lui Silviu Pană. A degajat Cristică, acum Corbu, intervenție excelentă, este blocat însă Corbu de Georgescu, atenție el, un joc bun făcut și de Georgescu, Vladimir Georgescu, fundașul celor de la Alexandria. Adi Popa încearcă din nou o centrare în zona lui Pârvulescu, a încercat Pârvulescu pentru Burcea, a mai dispărut un pic cel mai tânăr jucător al echipei noastre, pierde un pic controlul, recuperează Romario Pireș, care schimbă partea de la Romario Pireș pentru Corbu. Funcționează bine această zonă lateral dreapta, încearcă Burcea o foarfecă, se apără ca la handball Alexandria. Acum vine Pârvulescu cu o centrare către nimeni, din păcate niciuna dintre aceste centrări nu l-au găsit pe Adrian Bălan, vârful echipei noastre. Minutul 65, când oaspeții pregătesc o nouă schimbare, vor fi două schimbări și la Concordia Chiajna. A treia schimbare la oaspeții noștri. CSM Alexandria l-a trimis în teren pe jucătorul cu numărul 8, Mihai Stancu. A ieșit jucătorul cu numărul 16, Mihai Nițescu. Schimbările cu numărul 3 și 4 la echipa noastră au fost înlocuiți cu numărul 15, Andreas Burcea, și numărul 20, Cosmin Tucaliuc. Au intrat cu numărul 80, Giovanni Ghimfuș, și numărul 24, Alexandru Pop. Între timp, un nou atac al echipei noastre s-a încheiat cu o intervenție bună a lui Cristică. Face meciul vieții. Iosif Cristică, capitanul Alexandriei, aici în această dimineață
La Chiajna au fost două situații de 1 contra 1. În prima repriză contra lui Andreas Burcea, în a doua repriză contra lui Silviu Pană. Silviu Pană în minutul 64, ocazia cea mai importantă pentru echipa noastră în această repriză a doua. E un moment în care apărarea celor de la Alexandria are un moment de respiro, au fost oaspeți în terenul nostru. Acum mingea a ajuns din nou la Cristică, o decajare lungă a lui Cristică, Gabi Tamaș pus la încercare, a deviat Tamaș mingea către Corbu, a reușit să recepționeze Corbu, este însă încercuit de Nicola și Simon. Rămâne însă posesia la echipa noastră. De la Pană pentru Corbu, va fi din nou minge pentru Concordia Chiajna, din colțul careului de, practic, din careul de 6 metri a repus Oncescu, de la Denis Ispas pentru Pârvulescu, Ispas în direcția lui Pop, un joc acum cu doi atacanți preferat de Eli Glincar, el i-a trimis în teren, practic l-a trimis în teren alături de Adrian Bălan, care era deja în avamposturi pe Alexandru Pop, un om atât de important pentru Dinamo în ceea ce a însemnat promovarea echipei lui Ovidiu Burcă în primul eșalon. Golurile lui Alexandru Pop au fost foarte importante în această campanie. Este un moment în care oaspeții cer un respiro. Simon, marcatorul golului, arată că a fost faultat. Minge către, care va fi repusă acum în teren de Georgescu. Tamaș e atent, joc destul de fragmentat. Suntem la jumătatea reprizei a doua, minutul 68. Concordia Chiajna, CSM Alexandria, 0-1, scor stabilit în minutul 51 de reușita superbă, zicem noi, a lui Petre Simon, o angajare, o încercare de angajare a lui Bălan, atent, Perju, intrat la pauză în defensiva Alexandrii, Perju l-a devansat pe Adrian Bălan, acum Popa, Adi Popa, către Corbu, o centrare a lui Corbu, vine Ghimfuș, bine, bine, de tot a stat Ghimfuș, însă mingea trimisă cu capul de tânărul jucător al Concordiei a trecut peste poarta capitanului Cristică. Va fi din nou un moment de hidratare în care ambele echipe își vor reîncărca bateriile. E o partidă în care Chiajna, Concordia Chiajna avea statut de favorită, echipa noastră, repriza, prima repriză a arătat acest lucru, ocaziile lui Denis Ispas, reamintesc acel șut extraordinar, și Andreas Burcea pe contraatac, 1-1 cu Cristică, au arătat o echipă condusă de Eli Glincar la conducerea jocului, însă din păcate pentru echipa noastră, repriza a doua a început cu acea eroare a lui Denis Ispas, o minge jucată în adâncime pentru Simon Petre și tabela s-a schimbat în favoarea Alexandriei. Oaspeții din Alexandria au avantaj de un gol, 1-0, un rezultat care este totuși o mare surpriză după cum au început lucrurile în acest debut de sezon de Liga 2. Reamintesc, echipa noastră a câștigat la Miercurea Ciuc 3-0, două goluri Andreas Burcea, 1 Laurențiu Corbu. Cristică încearcă diverse trucuri în care poate să tragă de timp. Acum e un moment în care Alexandria a pierdut mingea. Nu s-a bătut bine. Autul, lovitura de la margine. Un nou cartonaș galben pe care îl primesc oaspeții, cred că sârbu este. De jucătorul cu numărul 2, Eduard Sârbu, a fost și el avertizat.
O minge lungă către Cristică. A fost acordat un nou cartonaș galben pentru echipa oaspete, Eduard Sârbu, jucătorul cu numărul 2, cel avertizat. E un moment în care un jucător al Alexandrei acuză lovituri, cred că este vorba de Jerdea, unul dintre jucătorii ofensivi, Robert Jerdea, jucătorul născut în 2003, trimis de Ștefan Odoroabă, cu numărul 10 pentru albaștrii de astăzi. Intrăm în minutul, suntem în minutul 72, practic, 1-0 pentru CSM Alexandria, un rezultat absolut surprinzător contra echipei noastre, Concordia Chiajna. Decide arbitrul Baciu că mingea va fi reluată de capitanul Cristică. E un moment în care jocul se reia. Pop îl presează pe Cristică să repună mingea în joc mai repede. Decașează Cristică, nu neapărat inspirat, de la Corbu pentru Adi Popa. Un joc cu două vârfuri preferat de Eric Green, care acum Gabi Tamaș în ideea de a pune mai multă presiune pe poarta lui Cristică, a atacat Adi Popa de Jerdea, cred. Din nou un joc fragmentat. Arbitrul Baciu acordă lovitură liberă. Reintră pentru aspeții noștri Robert Jerdea, jucătorul cu numărul 10, care a fost accidentat. O minge în careu, Cristică boxează. O minge care l-a pus la încercare pe capitanul oaspeților, a rezolvat până la urmă Cristică, foarte inspirat. Reamintesc în această partidă două situații, unul contra unul, rezolvate de Cristică. Pop încearcă să domine. Nu, Adi Bălan a fost cel care a încercat să facă lucruri importante în care oaspeților. Ghimfuș îl deposedează pe Iacob Fi. Cere mingea Adi Pop, acum Ghimfuș. Să vedem ce rezolvare va avea juniorul echipei noastre, Romario, fără soluții. Adi Popa în duel cu Sârbu. Să vedem dacă se va descurca Adi Popa. Până la urmă, arbitrul Baciu consideră că duelul a fost regulamentar și dictează repunere de la margine. Se pregătește o nouă schimbare în echipa noastră. Mediop Ndiaye este cel care își pregătește intra în teren, fiind înlocuit Adrian Bălan, jucătorul cu numărul 9. A cincea schimbare în echipa noastră, a fost înlocuit jucătorul cu numărul 9, Adrian Bălan, a intrat cu numărul 29, Mediop Ndiaye. Trebuie făcută o mică rectificare, a ieșit jucătorul cu numărul 7, Adrian Popa, a intrat jucătorul cu numărul 29, Mediop Ndiaye. A fost o încercare de atac a oaspeților pe care Gabi Tamaș a blocat-o la Simon Petre.
autorul golului, atacantul Simon. Jucător nu cu o talie foarte foarte importantă, să spunem așa, în fața cuplului Tama și Spas, însă cu o îndemânare absolută pe care a provat-o la gol. Iată Ispas de viață către Corbu, Nicola și el într-o situație avansată, presează și Jerdea, parcă oaspeții reușesc un pressing cu care pun probleme destul de multe în ceea ce înseamnă construcția echipei noastre. Acum Gabi Tamaș pentru Corbu. E destul de prezentă și galeria venită de la Alexandria. Fanii simt că echipa lui Ștefano Doroabă este aproape de un rezultat mare. O minge către Mediop în DIA, în apropierea lui Georgescu. Acum Corbu. Încearcă Corbu să se strecoare pe lângă Nicola. Nu reușește. O aruncare de la margine pe care obține însă Georgescu cu mult calm. Va fi o nouă schimbare pentru Alexandria. Va intra jucătorul cu numărul 9, Marius Neicu, și va ieși cu numărul 21, marcatorul golului, Petre Simon. E minutul 78, a patra schimbare și în, de fapt a cincea și în echipa oaspete. A fost înlocuit cu numărul 21, Petre Simon, și a intrat jucătorul cu numărul 9, Marius Neicu. Continuă atacurile Concordiei Chiajna, o centrare a lui Pârvulescu în direcția lui Bălan și iată, foarte aproape de gol a fost acolo, cred, Silviu Pană. Acuză o accidentare unul dintre jucătorii Alexandrii. Până la urmă s-a ridicat. Corner pentru echipa noastră. Pârvulescu, centrare în careu, se ruptă Ispas. Acuză un fault, un duel între Neicu și Corbu, câștigat de fundașul Concordiei. Imprecis în execuție, însă Corbu este minge trimisă în afara terenului de către Costea. Acum de la Pârvulescu pentru Gabi Tamaș. Este minutul 79, atac al echipei noastre de la Silviu Pană pentru Mediop. Acum Denis Ispas, Paul Pârvulescu, o încercare de centrare, este Alexandru Pop, o combinație cu Silviu Pană, minge care circulă ca la handball. Până la urmă Corbu se hotărăște să o arunce în careu, lupte grele în careu, respinge Costea, este prezent Romario Pireș și Iacapi cu mult curaj încearcă să îl devanseze pe Ghimfuș. A câștigat însă juniorul Concordiei și acum o reluare a lui Denis Ispas, care trece pe lângă poartă fără pericol pentru Cristica, pentru Iosif Cristica. Vom intra cât de curând de minutul 80. Rezultat surprinzător aici la Chiajna, moment în care Iosif Cristica primește cel cartonaș galben avertizat de arbitrul Baciu. E minutul 80, un nou cartonaș galben pentru echipa oaspete. A fost avertizat căpitanul echipei, portarul Iosif Cristica. Cristica și-a pregătit pașii și a trimis cât mai lung în direcția lui Ispas, care l-a devansat pe Neicu. Acum Iacapfi luptă cu Ghimfuș, intervine Ispas și trimite în zona lui Corbu, avansează Corbu, un om care a plăcut
astăzi prin prezența cu care s-a implicat în multe dintre acțiunile ofensive ale echipei noastre, o degajare a lui Georgescu care nu ajunge la Neicu, lung dispas pentru Bălan, pasă pentru Ghimfu și aleargă Ghimfu și reușește să salveze această minge, duel cu Sârbu, să vedem ce rezolvare va avea Ghimfu. O pasă pentru Paul Pârvulescu, centrare pe care o respind, a respins-o Stancu. Ștefan Odoroabă simte că elevii să-i pot da lovitura în această dimineață la Chiajna, le oferă indicații într-un mod destul de aprins. Acum o încercare de lansare a lui Bălan, destul de puțină coerență. Ghimfuș a încercat cu călcâiul pentru Pârvulescu, nu a reușit, rămâne mingea pentru Concordia Chiajna. Pop în duelul său cu Stancu, se descurcă bine Pop, centrală lui Pop și iată Mediop, ce bine putea merge această minge către poarta lui Cristică, însă n-a reușit Mediop să găsească spațiul printre apărători. Bună centrarea lui Corbu, aleargă, a părut bună, de fapt n-a fost chiar bună. Până la urmă lucrurile avansează către un final dramatic. Minutul 83, CSM Alexandria aproape de o victorie pe care n-ar fi sperat-o. Echipa noastră, Concordia Chiajna, în dificultate, încearcă să preseze poarta acestui Cristică, care astăzi parcă a făcut meciul vieții și e parcă din ce în ce mai greu să forceze această poartă care parcă nu se mai deschide. Da. Salut. Vom continua cu corespondența noastră pentru Metropola TV. Da, e un asalt continuu către poarta lui Cristica, capitanului Cristica, portarul Alexandrei, chiar cu câteva secunde înainte a fost acțiunea lui Paul Pârvulescu în flancul stâng, un șut centrare la care Alexandru Pop n-a ajuns. Sunt nume importante în atacul Concordiei Chiajna, Adrian Bălan, Alexandru Pop, Mediop în DIA și totuși reduta lui Cristică rezistă. A fost și ocazie, practic cea mai importantă ocazie a reprizei a fost semnată de Silviu Pană, care a făcut o preluare excelentă în interiorul careului, a rămas în situație de 1 contra 1 cu Cristică, însă n-a reușit să-l bată pe portarul Alexandrii. Așadar, am intrat în minutul 85 aici la Chiajna și CSM Alexandria este aproape să dea lovitura, pentru că oaspeții au 1-0 cu golul lui Simon din minutul 51. Atacă al echipei noastre, pornit de Mediop, Silviu Pan acum pentru Alexandru Pop. Paul Pârvulescu, un moment de respiro, Romario Pireș are variantă în partea dreaptă la Corbu, dar din păcate această diagonală nu are adresant. O schimbare ultima, cred, pentru oaspeți. Florin Cioablă, jucătorul cu numărul 7, va intra în locul jucătorului cu numărul 22, Alexandru Nicola. Ultima schimbare.
Ultima schimbare în echipa oaspete. A intrat jucătorul cu numărul 7, Florin Cioablă. A ieșit cu numărul 22, Alexandru Nicola. Primește Vladimir Georgescu, încă un cartonaș galben pentru echipa oaspete. Un nou avertisment acordat oaspeților. A fost avertizat jucătorul cu numărul 5, Vladimir Georgescu. A încercat Costea pentru Alexandria, un șut de la centru terenului să-l surprindă pe Oncescu, însă n-a reușit acest lucru. Portarul Dinamo, fost la Dinamo, actual la echipa noastră la Concordia, a reușit să se redreseze și să prindă. Încă un avertisment pentru echipa oaspete. A fost avertizat cu cartonaș galben jucătorul cu numărul 24, Ciprian Perju. Atacurile continuă, un asalt furibun la poarta lui Cristică, respind oaspeții această centrală a lui Spas, care încearcă să-l depășească pe Costea, se ruptă ca un leu Spas, însă îl faultează pe Sârbu, primește și cartonaș galben. Fundașul central al echipei noastre, un exemplu de dăruire, Denis Ispas. Acum un avertisment la echipa noastră. A primit cartonaș galben fundașul central al echipei noastre, jucătorul cu numărul 4, Denis Ispas. E un moment în care Cristica trimite din nou lung în direcția lui Cioablă. Apărarea Concordiei rezistă, Gabi Tamenașa e acolo, mingea rămâne însă în apropierea careului echipei noastre. O fentă a lui Jerde, acum Ghimpu se descurcă excelent în fața lui Iacavi, să vedem continuarea, este însă blocat de Costea, foarte bun și jocul lui Costea. Acum Adrian Bălan a încercat pentru Mediop, însă Georgescu e pe baricade și rezistă, menține acest avantaj de un gol pentru oaspeți, gol reușit în minutul 51 de Petre Simon, jucător care acum nu mai este pe teren. Ce surpriză, a reușit Alexandria să câștige cu 1-0 aici la Chiajna. Încă un avertisment pentru echipa oaspete. A fost avertizat jucătorul cu numărul 9, Marius Neicu. O pasă în lateral de la Pârvulescu pentru Ghimpuș. O centrare cu exteriorul a lui Ghimpuș în direcția lui Adrian Bălan, însă Cristică este suveran în cartierul de 6 metri. Am intrat în minutul 90. Să vedem prelungirile. Se pregătește arbitrul de rezervă să le alate. 1-0 în continuare pentru oaspeții din Alexandria. Gol marcat minutul 51 de Petre Simon. 8 minute de prelungire pe care le-a acordat arbitrul de rezervă Mihai Laurențiu Ene pentru acest final de partidă. Mediop avansează. Este 1-0 pentru Alexandria. Ghimpuș. O pasă pentru Pârvulescu, șuta lui Pârvulescu! Cât pericol la poarta lui Cristică, însă au reușit să blocheze până la urmă cu mari sacrificii apărătorii oaspeților. Din nou Pârvulescu, corner pentru echipa noastră.
Gabi Tamaci este și el în careu, intervine Cristică cu mult curaj și menține această diferență de un gol pe care oaspeții din Alexandria o au. Reamintesc, o diferență reușită de golul lui Petre Simon în minutul 51 a fost o eroare a lui Denis Ispas pe care Petre Simon a concretizat-o cu multă eleganță. 1-0 pentru echipa lui Ștefano Doroabă. Reamintesc, CSM Alexandria a pierdut greu și la Dej. A fost 1-0 pentru echipa lui Nastai cu un gol marcat în prelungiri de Chira. Doar acea reușită a lui Chira a făcut ca echipa lui Odoroabă să plece învinsă. Alexandria are arătat însă resurse, a avut mare ambiție astăzi și este aproape de un rezultat memorabil, practic. Alexandria, o echipă cu un lot tânăr, cu jucători tineri, conduși de pe bancă de Ștefan Odoroabă, fostul petrolist. Acum arbitrul Baciu îi oferă mingea lui Cristică pentru a degaja. Degajează Cristică în direcția lui Cioablă. De la Pârvulescu pentru Romario Pireș, acum Gabi Tamaș. Suntem în prelungiri, minge lungă a lui Tamaș, nu mai e timp de construcție. Bun joc cu apărării Alexandriei. Oaspeții rezistă. De la Silviu Pană pentru Mediop. Avansează Mediop, să vedem dacă va reuși centrarea. Nu reușește, din păcate, a respins Iacafi și el cu o bună prezență în această partidă. Și o lansare a lui Neicu pentru Iacafi, să vedem Gabi Tamaș dacă va reuși să-l ajungă pe tânărul de la Alexandria. Din păcate, după o cursă frumoasă, tânărul Iacafi n-a mai avut energie pentru un final bun și a scăpat mingea, din fericire pentru noi. Acum Silviu Pan a încercat lung pentru Bălan Corbu, din nou înalt Denis Ispas și Pârvulescu. Șutul lui Pârvulescu, ce noroc are Cristică, cum trece această minge. Foarte aproape de poarta lui Cristică a mers șutul acesta, care ar fi putut însemna egalitate 1-1. Deocamdată Chiajna rămâne fără gol marcat în această dimineață pe stadionul Concordia. E mult dramatism în ceea ce se întâmplă. Alexandria e la un pas de lovitura. Niște băieți necunoscuți, parcă conduși de Ștefano Doroabă, au venit și pun probleme importante unui mix de vedete de Liga 1. Foarte bun și jocul lui Ștefan Cană astăzi, foarte exact și de multe ori la sacrificiu a reușit Ștefan Cană. Până la urmă, jucător trecut prin Academia FCSB, pe la Unirea Constanța și chiar în această zonă importantă de Liga 1. Cristică degajează, o apărare în 5 pe care o fac elevii lui Odoroabă acum, greu de pătruns, cu Pergiu, cu Georgescu și cu Cană. O minge lungă către Adrian Bălan. Denis Ispas este și el în zonă, însă fără succes. Trimite Ghimfuș către Mediop, o încercare de centrare, nu, e o pasă către Pârvulescu, inexact stopul lui Pârvulescu, vine să susțină Ghimfuș această fază, bună centrarea lui Ghimfuș în direcția lui Mediop, însă Georgescu a făcut și el un meci remarcabil astăzi, Vladimir Georgescu, chiar polivalent, fundașul Alexandriei, întâi în lateral, apoi în centru, respinge Iacapi, ia sal la poarta lui Cristică. Romario Pireș pentru Pârvulescu, din nou Romario Pireș, Gabi Tamaș, să vedem dacă va urma ghiuleaua către poarta lui Cristică, este doar o centrare și în fața porții Denis Ispas, blocat însă din nou de Cană. Ce meci a făcut și Cană, reintră și Sârbu. Era un moment în care Alexandria
era în inferioritate numerică. Cât dramatism aici la Chiajna, în ultimele minute echipa noastră presează poarta lui Cristică, parcă este fermecată, fără gol primit de oaspeții din Alexandria. Bun Adrian Bălan cu această deviere, însă Cană este providențial din nou pentru echipa lui Odoroabă. Încă o centrare, oare ce se va întâmpla? O lovitură de cap pe care Denis Ispas, omul mutat în careul Alexandrii, în finalul acestei partide n-a mai reușit să o trimită către cadrul porții lui Cristic, a trimis pe lângă Denis Ispas, 1-0 pentru Alexandria. Ispas, un om care astăzi a făcut multe lucruri bune, dar din păcate a greșit la golul marcat de Petre Simon și acest lucru este decisiv. Dacă cu câteva minute mai înainte, șutul său superb, senzațional, șutul lui Denis Ispas, reamintesc acel șut care a zguduit bara porții lui Cristic, ar fi fost câțiva centimetri mai jos acum Ispas, ar fi fost un erou pentru echipa lui Eric Lincar. Așa rămâne 1-0 pentru Alexandria, care este foarte aproape de ceea ce înseamnă o mare surpriză a ligii a doua, o victorie pe terenul Concordiei Chiajna. Și dacă ne gândim că pe teren în acest moment îmbrăcați în verde sunt oameni cu selecții importante pentru naționala României, putem să ne dăm seama cât de mare este acest eventual succes al oaspeților noștri de la Alexandria. Degajează Cristică de o direcție în care acționează Romario. Acum de la Bălan pentru Ghimpuș. Bună pasa lui Ghimpuș pentru Mediop. Bună preluarea, să vedem ce va urma, cum va continua. Mediop își face mingea către poartă și iată, arbitrul Baciu vede hands la Mediop, nici de cum protestează jucătorul nostru. Nu sunt de acord cu ceea ce a semnalat arbitrul Baciu. Nu cred că a fost deloc hands. Avea o situație foarte bună pentru a șuta la poartă. Mediop își crease această poziție. Acum din nou Cristică, lung în direcția lui Jerdea, în direcția lui Neicu. Out pentru Concordia de la Corbu pentru Gabi Tamaș, lung din nou în direcția lui Pârvulescu. Sârbu rezistă, greu totuși să pătrunzi în acest dispozitiv, parcă perfect din fața porții lui Cristică. Din nou Tamaș pregătește centrare, o centrare care ajunge totuși la Mediop și să vedem continuarea lui Mediop. Se cere penalti, însă greu de impresionat arbitrul Baciu. Din nou spațiu pentru Corbu, 20 de jucători în careu, șutul lui Ghimpuș deviat de Sârbu și va fi corner. Să vedem dacă Oncescu va alege să meargă în careu. Nu face acest lucru. Ghimpuș se pregătește să execute această lovitură de colț pentru Concordia Chiajna. Ultimele minute de prelungire, Ghimpuș, Silviu Pană și pare că timpul acestei partide se apropie de final. Cristică mai ciupește și el secunde importante, are cartonaș galben, capitanul portar al Alexandriei, și simte și el gustul unei mari victorii pe care Alexandria se pregătește să o facă aici la Chiajna. Cioablă, Neicu a fost cel care a luptat pentru această minge pentru Alexandria. Aud pentru echipa noastră de la Corpu pentru Ghimpuș. S-a implicat foarte mult juniorul echipei noastre în construcția atacului. A încercat Ghimpuș, o pasă a fost blocat. Din nou Ghimpuș pentru Paul Pârvulescu. Va mai urma o centrare, nu, deocamdată nu. Iacob s-a apărat foarte bine. Din nou Pireș pentru Gabi Tamaș. Să vedem dacă și-a inima în dinți Gabi Tamaș. Urmează șutul lui Tamaș și norocul este de partea lui Cristică. Rămâne 1-0 pentru Alexandria, care s-a apărat astăzi ca la rovine în acest final.
în această dimineață la Chiajna. Cristică a fost providențial și a avut noroc cu Caru. Însă ce e mai important pentru echipa lui Ștefan Odoroabă este 1-0, gol reușit în minutul 51 de Petre Simon. Încearcă din nou Romario Pires, o minge lungă în direcția lui Alexandru Pop, o degajare în aut, aleargă după minge Giovanni Ghimfuș. Publicul, suporterii echipei noastre așteaptă cu sufletul la gură orice minge care zboară prin careul lui Cristică, de la Ghimfuș pentru Pires. Acum Gabi Tamaș, pasă pentru Corbu, o pasă pe care Corbu totuși nu o recepționează, să vedem dacă va reuși să-și creeze avantaj. Silviu Pană, un șut al lui Silviu Pană și va fi din nou corner. Final absolut dramatic aici la Chiajna, Concordia 0, Alexandria, CSM Alexandria 1. Încearcă echipa noastră să puncteze pentru un egal care a salvat impresia. Bună centrală lui Pană, respinge la sacrificiu Sârbu, mai este timp pentru un atac, oare Romario în duel cu Jerdea se acață jucătorul Alexandriei de această minge. Acum Ghimfuș va merge mingea către lateral, din nou Pană, spațiu pentru Pană, e o nouă centrare ca vine în careul lui Cristică, se înalță Adrian Bălan, însă lovitura este pe lângă poartă și din păcate o nouă situație în care echipa noastră ar fi putut egala, dar totul se încheie cu bine pentru oaspeții noștri, pentru echipa lui Ștefan Odoroabă, CSM Alexandria, avantaj de un gol pentru albaștri, degajează Cristică în direcția lui Cioablă, Corbu acolo. Vine și Neicu, nu, era Neicu, a venit Cioablă la sprijin. Inepuizabil Corbu pentru Mediop în duel cu Georgescu. E greu de trecut Georgescu. Mediop încearcă totuși, iată, reușește Mediop să iasă cu minge din acest carambol, avansează spre poarta lui Cristică și vine șutul lui Mediop, din păcate. Cristică este apărat și de șansă, a fost o canonadă la poarta lui Cristică și el totuși a scăpat fără gol primit, inspirat și norocos Iosif Cristică, portarul, capitan al echipei lui Ștefan Odoroabă, o nouă degajare a cât a lui Cristică în direcția lui Neicu. Toată lumea este în picioare, așteaptă acest final, o minge în direcția lui Ispaz, respinge Iacaf, acum Jerdea, avansează Jerdea, curajos acest contraatac al oaspeților, Jerdea o ia de unul singur, însă acolo este Romario Pireș, un om care nu poate fi driblat atât de ușor. Oncescu pentru Ghimfuș, Pârvulescu faultat de Costea și el cu o prestație excelentă. Costea, Pârvulescu lung în direcția lui Mediop, Pană la distanță, un șut al lui Pană, bună intervenția lui Cristică, ce șut bun care a prins poarta, au fost destul de puține situații în această partidă în care elevii lui Linkar, jucătorii noștri au prins poarta lui Cristică. Este un final dramatic, până la urmă Cioablă face faul și Gabi Tamaș pornește la un nou atac în uralele spectatorilor. Traseul Tamaș-Corbu funcționează din nou, chiar și acum în ultime intre de prelungire, din nou Tamaș a încercat Gabi o centrare, a faultat Alexandru Pop și este final de partid aici la Chiajna. După mai mult de 100 de minute de joc, oaspeții din Alexandria obțin o victorie nesperată, o victorie pentru care au transpirat și au muncit. A fost golul reușit în minutul 51 de Petre Simon, a fost prestația excelentă a apărării cu inspirația portarului capitan Cristică și iată
Alexandria reușește să câștige astăzi pe terenul echipei noastre, Concordia Chiajna, cu 1-0. Să rămânem totuși cu impresia bună a jocului prestat de elevii lui Eric Lincar. Am fost astăzi aliații ghinionului, practic șansa nu a fost deloc de partea noastră, a fost bară la șutul acela lui Denis Ispas, au fost atâtea ocazii, până la urmă 1-0 pentru Alexandria. Vă așteptăm cu interes la următorul meci acasă al echipei noastre.